Hai, salutare și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Need for Speed Payback, mă băieți, mă. Suntem aici aproape de niște chestii pe care le putem colecta din câte am observat de pe hartă. Așa că hai să ne ducem. Eu le-am găsit, dar n-am vrut să încep chiar de lângă ele. Dar nu înainte să apăsați acolo butonul de like. Trebuie să colectăm chestiile astea, dar trebuie să strângem foarte, foarte multe like-uri dacă vreți să continuăm această serie, da? Bun, și să postăm în secțiunea de comentarii, aia șmecheră rău de tot, da? Ok, boșilor, hai să și distribuim și să luăm bănuțul, să vedem ce se întâmplă dacă luăm acest bănuț. Ok, l-am luat, am luat, wow, un chips din 100. Ok, deci sunt 100 de chipsuri, să înțeleg. Am înțeles, bun, deci cam asta a fost și trebuie să luăm billboardul acesta. Dar ca să luăm billboardul, trebuie să sărim pe această rampă, dar cum facem noi să sărim pe rampă? Încercăm oare să sărim de aici? Sau oare merge să spargem... acest garaj sau ceva, să trecem prin el, ia să vedem. Ar fi ceva dacă am putea trece prin acest garaj să-l spargem. Totuși, hai să încercăm. Da, nu se sparge din câte observ. Are niște pereți acolo. Păi atunci o să venim din viteză, cred că de aici. O să sărim acolo, trebuie să sărim în acel billboard, dar nu, că nu am poziție deloc să sar de aici. Cum aș putea oare? Da, cred că ar fi cel mai corect ar fi să sar din acest loc. Hai că mi s-a dus mașina rău. Mi s-a dus rău de tot. Hai să ne poziționăm cumva. Bun, și hai să sărim să vedem, poate totuși luăm billboard-ul. Am fost aproape de el. Dar na. Haideți să mai încercăm o dată. Nu vreau să mă las, vreau să încerc să colectez billboard-ul ăsta, dar nu știu exact cum trebuie să vin, de unde trebuie să vin. Totuși, haideți că încerc de aici, așa, să-i dau cu nos și să mă duc tare în el, că n-am nimic de pierdut, na. Hai, dăm tare. Îi dăm tare, avem... Am luat! Am luat billboard-ul. Bun, smash billboard for reputation and bank. Ok. Să ne-am primit reputație. Au, ne-am răsturnat. Ok, și acum ce facem? Ah, bun. Ohoho, deci am primit niște bănuți și niște reputație. Am înțeles, bun, deci am colectat un billboard, este bine. Și acum hai să mergem la League 73 acolo să continuăm cursele. Bun, hai că o să mergem pe arătură pe aici, cum îmi place mie să-i spun, pe câmp, boșilor. Mergem pe câmp, uite așa, mergem tot înainte până ajungem la liga noastră să facem o nouă cursă. Să câștigăm. Am văzut că acolo trebuie mașină de 140 plus. Eu am mașina asta de 137, dacă nu mă înșel. Nu aș vrea să cumpăr în momentul de față o mașină. Vreau doar să particip cu aceasta la câte competiții pot, ca să cumpăr o mașină mai bună, mai puternică, să câștigăm mai mulți bănuți, mai multă experiență, știți voi ce vreau să zic. Și să câștigăm mai ușor oricum. Haideți să mergem, mai avem un kilometru, imediat ajungem și facem mare nebunie, mă băieți, mă. Sper tot să vă placă această serie, nu știu, mie îmi place să mă joc de fese și am zis, băi, dacă tot mă joc și astea, de ce să nu filmez, să fac content de calitate pentru YouTube? Adică fac dacă e content de calitate, e bine, ca să nu fie rău, încă 30 de kilometri mergem, forță, ne ducem pe val, Johnilor. Nu cred că pot să sparg aia, dar aici sigur pot trece. Am ajuns, stați mă așa, mă, bun. Change car. Ok, hai să vedem ce mașini mai avem. Poate avem o mașină, că nu ne lasă cu mașina noastră. Cum, pot să iau doar pe asta? Subaru 155, dar este de off-road. Oare ne lasă să ne jucăm cu ea? Uite că ne lasă. Ne lasă să intrăm cu Subaru nostru. E ok, sau ne-am dus noi la off-road. Să știți că sunt șanse să ne fi dus din greșeală la off-road. Dar n-are nimic. Mamă, ce bine arată Subaru ăla. Subaru ăla chiar arată bine rău. Ok. Și acum? Se încarcă. Hai, încarcă-te. Băi, ce bine arată Subaru ăla. Băi, ar trebui să ne facem și noi... ar trebui să ne facem și noi mașina mai frumoasă. Dar nu avem bani aici pe joc. Trebuie să facem multe, multe curse. Arată bine din spate amândouă, arată bine rău. Vai, vai, vai.
Se face pielea de găină, Gionule. Ok, să punem pariu. Hai că punem și pariu. Băi, deci dacă nu punem pariu, cum putem face altceva? Cum putem să ne jucăm fără să punem un pariu, să câștigăm noi? Vai, cum arată golful ăla, ce roți are, m-a terminat. Ok, suntem la o cursă off-road. Băi, dar ce fel arată golfeanul. Gearbox, hai că trecem bine prin primul checkpoint. Aici este mai de off-road așa. Au, m-am bușit de cineva. N-are nimic, suntem pe primul loc. Ce, nu înțeleg eu de ce nu apare numele contului meu acolo în, cred că sunt mai multe caractere și eu mă joc caracterele gen un fel de GTA 5, dacă am înțeles eu bine. Nu știu, gen cu caracterele astea, că fiecare caracter are mașina lui sau ceva. Gen, eu când îmi cumpăr o mașină nouă, gen îmi cumpăr alt caracter sau ceva. Sau nu știu. Lăsați-mă acolo în secțiunea de comentarii dacă voi știți cum funcționează jocul acesta. Vai, ce m-am bușit și acum mă întrec toți băieții. A, nu, sunt doar pe locul 2. Este ok că suntem doar pe locul 2. Hai să sărim aici cu nos. Bun, am sărit mai mult decât trebuia. Trebuie să fiu atent să iau toate checkpointurile, pardon, să nu pățesc ca în episodul trecut să pierd cursa așa degeaba. Episodul acesta o să fie și mai scurt pentru că, na, o să, am mai văzut acolo un bănuț, trebuie să vin, deși este undeva la aeroport încă un bănuț. Bă, dar ce stă aproape de mine băiatul ăsta cu golfeanul? Aproape un kilometru jumate mai avem, trebuie să ne ținem bine pe stradă cu Subaru nostru. Oricum, din câte am observat, am mașină mai puternică decât băieții de la cursă, ceea ce este super bine. Oricum, cred că mașina asta este și upgradată pentru că m-am jucat cu ea pe online și cred că mi-au mai picat niște chestii bonus acolo pentru ea. Ok, finish-ul este acolo în partea dreaptă. Mai sunt 500 de metri, e bine. Aparent câștigând din prima această cursă. Dar hai să nu spunem hop înainte să sărim gardul. Dă-i forță, finish-ul e în față și am terminat, boșilor. Felicitări! Finish time, e bine, rău. Ok, target, results. You lost? What? Dar de ce am pierdut? Nu înțeleg. Am pierdut pariul. Cred că trebuia să pun și pariul pe cineva, nu? Sau cum? Poate am pus pariul pe altcineva? Băi, eventul l-am câștigat. Hai să alegem pe cine să alegem noi. Să alegem pe aceasta din mijloc să vedem cine dă. Ne-a dat evacuări. Bine, păi hai să le echipăm pe acestea. Nu le mai dăm la trade. Ok, deci misiunea a fost cu succes completată. New mission unlocked. Ok, bun. Hai să ne întoarcem să luăm și bănuțul acela de pe aeroport. Sper că-l mai găsesc. Sper totuși, nu știu. Încerc să-l mai găsesc. Îi dăm cu nos. Vedem pe unde era aeroportul. Cred că pe aici așa trebuie să merg. E un fel de aeroport părăsit ca pe Samp. Speedrun. Hai să mergem după speedrun-ul ăsta și după mergem la aeroport să luăm bănuțul nostru. Eu nu știu, 145 de km la oră. Hai să facem și speedrun-ul acesta să știm o treabă măcar. Uitați, e finish-ul în față. Aciu! Oh, hashtag sănătate în comentarii, boșilor, tocmai ce am strănutat blană. Ok, 200 la oră, hai că am făcut. Bun, am ajuns și la aeroport, ce bine, uitați, fix unde trebuia să ajungem. Și am văzut un bănuț, era undeva pe aici, pe lângă o chestie din aceasta, pe lângă o epavă. Uitați-l acolo în față. Ok, bănuțule, hai să vedem cum te putem lua. Este acolo o rampă în dreapta, frumos. Trebuie doar să sărim pe rampă să luăm bănuțul. Nu ne trebuie prea mare viteză din câte am observat. Cred că este suficient de aici. Ne întoarcem frumos în drifteanu, hăț. Și acum ne ducem tare, dăm și ăla că de nos. Hai să vedem, bănuțul nostru. Am luat 2 din 100 bănuți, boșilor. Perfect. Și mai este ceva aici, cred că este un billboard sau ceva. Ia să vedem. E interzis billboardul acesta sau cum vine asta? Să ne întoarcem să vedem mai bine din față. Jump. Trebuie să sărim 37 de metri. Să facem și jump-ul? Hai să facem și jump-ul. Ok, trebuie să mergem înainte așa.
Bun, am spart gardul, gata, e suficient, cred, este suficient. Cred că putem sări atât de mulți metri. Ok, prindem viteza așa și aproape acolo dăm, dăm cu nos. Băi, eu cred că am mers drept, nu? Nu, nu am mers drept. Bun, mai încercăm o dată, nu este problemă. Un șut în fund, un pas înainte, nu? Bun, deci noi trebuie să venim așa. A, ba nu, uite că ne-am dus strâmb. Ne-am dus strâmb, deci trebuie să merg. Acum trebuie să merg drept. Bun, așa. Este perfect. Bun, acum trebuie să ne întoarcem fix în poziția în care eram, cu spatele la acest boschețel. Bun. Așa, perfect. Hai să-i dăm talpă. Hai dăm talpă să vedem dacă putem să trecem de acest speed trap. Au, nu, 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 jump, jump, jump aici. Haide, 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 haide. 70 de metri. Bine, bine, rău. Este bine, rău, am făcut și jump-ul acesta. Este perfect. Băi, cam atât cu acest episod, mă, băieți. Nu uitați acolo să apăsați în forță butonul de like și să postați în secțiunea șmecheră de comentarii în timp ce facem noi cerculețe cu... Adică am făcut și cerculețe cu Subaru. Am distrus mașina asta, am făcut-o praf. Și dacă mai doriți episoade de acest gen, nu uitați să distribuiți videoclipul ăsta forță. Până data viitoare, v-am salutat, barosanilor. Re...